Începând cu data de 16 ianuarie, intră în categoria parcărilor cu plată și Alea Trandafirilor, respectiv strada Anastasie Crimca, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovski. Primăria municipiului Suceava administrează parcări cu plată în care funcționează sistemul de autotaxare. Potrivit viceprimarului Harșovski, în anul 2020, la nivelul orașului, erau 11 parcări cu plată, dintre care 9 supraterane și 2 subterane. Piața Centrală, Magazin Bucovina, Hotel Bucovina, Ștefan cel Mare, Inspectoratul de Poliție Județean, Dorna, Nicolae Bălcescu, Vasile Alexandri, Vasile Bumbac și cele două parcări subterane. În ceea ce privește încasările, în 2020 au fost încasări totale de 943.627 de lei, inclusiv din abonamente, spre deosebire de anul 2019, când încasările au fost în valoare de 874.496 de lei. Parcarea de pe strada Ștefan cel Mare a fost cea mai solicitată, încasând 154.580 de lei. Din luna octombrie anului 2019, plata s-a putut realiza și prin SMS, cu cardul bancar și prin intermediul aplicației. Încasările prin SMS au fost de 16.784 de lei, iar cu cardul de 7.205 lei. Alți 94.940 de lei au fost încasați din plata taxei majorate pentru cei care nu și-au achitat locul de parcare, la care se mai adaugă 129.700 de lei din cele 783 de amenzi aplicate de poliția locală, a mai arătat Lucian Harșovski.